noi aici, ok, e o chestiune. Dom'le, o râde internațional oameni de noi, e în mijlocul orașului, kilometru zero, ajunge să se surpe, nu e în stare să-l facă și nici pe alții nu lasă să-l facă. Dar cum comentați scenele de aseară cu doi primari, fiecare cu poliția în mijlocul unei capitale europene? Este incalificabil. Ce pot să comentez? Zic fără cuvinte. E foarte trist. Asta trebuia să o fi făcut o primăria generală de mult. N-ar trebui să intrăm noi peste atribuții lor, dar nu sunt stare să le facă. Primăria sectorului 3, la fel ca și primăria sectorului 4, sunt dintre primăriile care lucrează fără autorizație de la primăria capitalei. Poate să dă un exemplu? Să dea un exemplu, să zic că, domnule, uite, în locația cu tare. De ce n-ați semnat dumneavoastră, așa domnule, vorbe multe... acea autorizație și a semnat o viceprimară? Eram plecat, eram plecat cu treaba. Nu, stați o secundă, eu am delegat, partea de urbanism este la viceprimar. Tot ce înseamnă urbanism semnează viceprimar. Primăria sectorului 3 a cerut un aviz de la Inspectoratul de Stat în construcții înainte să dea această autorizație? Cum? Deci aș cerut de la Inspectoratul de Stat. Asta am spus, am întrebat și am zis, domnule, care e opinia dumneavoastră? Că dumneavoastră ne controlați. Și am spus ce știam și noi, de fapt. Da, domnule, orice nu e monument istoric, orice nu e zonă protejată, autorizează primările de sector. E simplu, așa scrie în lege. Ar trebui de limitate. Indiferent de cine e proprietarul. Mai încercați să aveți un dialog cu primarul general pentru a încerca să... Eu sunt pentru dialog oricând. Oricând eu sunt... N-a fost odată să nu răspund la telefon cuiva. Primarul general spune aseară că astăzi ar putea discuta cu primarul de la sectorul 4, probabil și cu dumneavoastră. Oricând deschis la discuție, la dialog, să găsim soluții umane, că suntem oameni, nu cu buldozere, nu cu escavatoare, nu cu luptă, ci suntem poliția locală, în evul mediu. Poliția locală putea proteja un teren privat, că acolo deja era cedat lucrarea pentru... Ok, intrăm în detalii. Ar trebui delimitate mai clar atribuțiile primarilor. Aparține sectorului 3 sau primăriei capitale? Din ce am înțeles în cartea funciară, e Ministerul Mediului. Dar nu mă întrebați pe mine chestiuni de genul ăsta, că nu sunt documentat, nu sunt jurist, nu știu foarte bine speța asta. O să o să demonstreze până la urmă în instanță. Domnule, dar, repet, varianta corectă este în care folosim instituțiile statului. Nu cum cu forța, cu buldozere, cu excavatoare. Care credeți că este miza acestui scandal? De la ce urmărește primăria capitale, ce urmărește... Să blocheze tot. E supărat George se poate întâmpla. De a bloca. Trebuie să aibă și ceva activitate. Ia ziceți. Nu știu să vă zic, dar repet, nouă ne-au scos palmierii. Au lăsat în urmă niște gropi. Dacă scotau palmierii și puneau arțari, puneau nuci, puneau corcoduși, nu știu, puneau, Doamne iartă-mă, puneau ce? Două păpădii. Puneau două păpădii. Domnule, noi nu ne plac palmierii, nouă ne plac păpădiile. Și de asta, uite, noi în loc punem păpădii. În urmă au lăsat niște gropi, n-au pus nimic. Asta e trist, asta face primarul general. Nu știe decât să demoleze, să strice, e supărat pe ce se face. Adică cred că totuși orașul ăsta trebuie să se miște. Când ești într-o structură din asta, cum să spun eu, într-o organizație din asta de tip ONG, acolo poți să vii să spui cum nu se poate face. Dom'le, asta nu e în regulă așa, nu e în regulă așa. Dom'le, când ești totuși pe funcție publică, ar trebui să arăți și cum se face. Dom'le, nu e bine așa, nu, așa nu e bine. Dar uite, se face așa. Primarul general, am așteptat o mandată domnului primar general, deci, și nu ați comunicat, primarul de sector nu a putut comunica cu primarul general, de ce nu încercați o comunicare altfel, nu știu, să convocați primarii de sector, să comunicați aceste probleme pe care le aveți înainte de orice fel de lucrare controversată? Am încercat tot felul de variante, eu sunt un om deschis pentru dialog, am încercat să comunic cu toți ceilalți colegi, și inclusiv cu primarul general, că asta este normalitatea. Gestionăm același oraș, ne place sau nu. Nu am reușit, dar atenție, nu doar eu sunt în situația asta. Cu ceilalți colegi, cu toții comunic. Nimeni nu reușește să comunice cu dumneavoastră. De ce este nevoie de o autorizație emisă de urgență? De ce nu se urmează toți pașii pentru a obține toate cele 20 de avize înainte de a lua autorizație? E risc de colaps acolo. E risc de colaps. De când e risc de colaps? Nu știu să vă zic. O lucrare făcută fără toate avizele nu este la fel de riscantă? E nevoie de 20 de avize. Hai să ne ducem totuși la lege și la expertiză. Expertiza spune că e risc de colaps. O lucrare făcută fără toate avizele nu e la fel de riscantă, cel puțin. Nu decid eu. Se poate începe lucrarea fără 20 de avize, doar cu acea autorizație de urgență? De ce nu se urmează pașii legali și se obțin toate cele 20 de avize
Sunteți de acord cu referendumurile lui Nicușor Dan, cu cele două pe care vrea să le inițieze cu alegerile, cu ocazia alegerilor? Aș vrea să discutăm despre niște proiecte gen de fluidizare a traficului, să facem niște pasaje subterane, supraterane, să găsim soluții, să fluidizăm circulația, să îmbunătățim calitatea aerului. Deci omul ăsta se prezintă că nu-i politician, dar face doar politică. Adică nu face nimic administrație. Să-i vedem proiectele, doar referendumuri, clinciuri din astea, să blocheze stânga, să blocheze dreapta. Haideți, cred că orașul acesta are multe alte nevoi decât de luptă din asta exclusiv politică.